spun că la cum arată astăzi intenția de vot pentru alegerile parlamentare în sondajele de opinie, eu personal nu reușesc să identific nicio altă majoritate parlamentară care să nu includă Partidul AUR. Mi-e greu să cred că PNL-ul sau PSD-ul vor face o alianță la guvernare cu AUR, pentru că imaginea la nivel internațional a fiecăruia dintre cele două partide ar avea foarte mult de suferit și ar avea de pierdut. Evident că lucrurile se pot schimba. Evident că până la alegerile parlamentare multe lucruri pot suferi modificări în ceea ce privește intenția de vot. Multe lucruri pot avea un impact asupra modului în care cetățenii votează și atunci evident că putem vorbi de o altă structură a Parlamentului. Dar în momentul acesta, chiar dacă la nivel de discurs există o ruptură, să spunem, între cele două partide care formează coaliția, pentru mine nu e o surpriză.